Bine ați revenit la mobilisimo.ro. Acesta este Nokia Lumia 900, dar nu suntem aici pentru review-ul său, ci pentru review-ul a două aplicații pentru pasionații de mașini. Prima se numește F1 World și se ocupă de Formula 1, după cum arată și numele său. Ea include o secțiune de știri, program, echipele de Formula 1, șoferi și o secțiune de broadcasting live, dar pentru asta trebuie să cumpărați aplicația Pro. Deci puteți vedea cursele live încă o dată dacă aveți aplicația Pro. Iată-ne în zona de știri. S-au ținut calificările în aceste zile, urmează cursa în weekend. Hai să vedem cum arată o știre, un rezumat al știrii mai bine zis. Iată, facem swipe în lateral și trecem prin secțiunile de știri. Și cu swipe, iată, vedem programul curselor din perioada următoare, dar și al celor desfășurate deja. Dacă dăm tap pe o anumită cursă, ne aflăm distanța sa, numărul de tururi, harta, știri legate de acea cursă, tot felul de detalii. Revenim și dăm swipe încă o dată pentru a vedea echipele. Iată, Red Bull, McLaren, Ferrari. Hai să dăm click pe Lotus. Vedem unde este sediul echipei, care a fost primul sezon, știri legate de acea echipă și alte asemenea, iată și piloții. Și dacă tot am zis de piloți, iată lista completă cu piloți, cu câte puncte au. Iată-l pe Alonso și el are o zonă de rezultate, pozițiile ocupate în curse, pozițiile la practice, rezultate personale și altele. Și cam asta este aplicația F1 World. Evident, este mult mai complexă în varianta full, varianta care costă. Aceasta este varianta gratuită. Iată și programul curselor care urmează. Și acum hai să trecem la cealaltă aplicație pentru pătimiții de mașini. Este foarte faimoasa Top Gear, emisiunea de pe Discovery. Are acum și o aplicație specială pentru Windows Phone. Aici avem o secțiune News, Reviews, The Show. Și cu swipe putem vedea secțiunea principală de știri, iată latest news, câteva review-uri de mașini. Iată aici sumarul, review-ul în sine, sub formă de text. Aici aflați pe scurt, în două propoziții, cine rezervă această mașină. Aici aflați ce s-a mai întâmplat în ultimele episoade Top Gear. Și avem și câteva clipuri video. Hai să încercăm unul dintre ele și să-i dăm play. Avea și opțiune de download. Aceștia sunt jucăușii de la Top Gear și hai să vedem ce ne mai rezervă aplicația, după cum am spus știri. Hai să vedem, iată secțiunea video, o găsiți aici cu foarte multe chestii interesante. E interesant faptul că este gratuită, sunt sigur că există una contra cost mai complexă, dar deocamdată sunt mulțumit. Avem și o zonă de galerie. Sunt curios la ce rezoluție sunt aceste poze. Hai să vedem noul BMW M6. Iată, fotografii de ultimă oră cu cele mai noi mașini. Sunt curios dacă există o aplicație Top Gear și pe Android. Nu știu ce să zic, mi-ar fi sărit în ochi, dar nu pot să garantez nici că există, nici că nu există. Hai să intrăm la secțiunea The Show. Iată, aflăm ce s-a mai întâmplat în rubricile emisiunii Top Gear. Și cam acestea ar fi două aplicații foarte utile pentru pasionații de mașini, de Formula 1, care au un telefon Windows Phone și vor să fie la curent cu ce se mai întâmplă în lumea automobilelor și a curselor de Formula 1. Mobilisimo.ro a prezentat un scurt review al acestor aplicații. Îmi place mai mult cea Top Gear, cea de Formula 1 ar fi ideal să o testăm mai întâi în varianta full, cea plătită. Cam asta a fost tot. Mobilisimo.ro vă urează o zi bună și la revedere!